După modelul Prima Casă sau Prima Mașină, guvernul pregătește programul Primul Job. Propunerea a fost făcută de rectorul Universității de Vest din Timișoara. Acesta susține că salariile tinerilor ar putea fi subvenționate substanțial de către stat o anumită perioadă de timp, cât să le permită a câștiga experiența necesară accesării unui loc de muncă. Propunerea a fost primită foarte bine de guvern, astfel încât programul ar putea fi pus în practică chiar din primăvara acestui an.